În acest weekend, peste 570 de terase și baruri din județul Iași au fost verificate în privința modului de respectare a regulilor de distanțare socială. La acțiune au participat peste 480 de polițiști împreună cu jandarmi, polițiști locali și reprezentanți ai Ministerului Sănătății, dar și Ministerului Muncii. Polițiștii au aplicat 215 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 71.000 de lei pentru încălcarea normelor de conviețuire socială. De asemenea, au fost date 21 de sancțiuni pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuale. Au fost ospătare amendați pentru că nu purtau mască. De asemenea, un administrator al unei societăți comerciale din comuna Popricani a fost amendat deoarece în urma controlului efectuat au fost identificate 6 persoane la aceeași masă care nu respectau distanțarea socială.